E agitație mare în mediul online după ce Nicoleta Luciu s-a afișat cu o schimbare de imagine de proporții, în opinia fanilor săi. Bruneta a postat mai multe clipuri video dintr-o vacanță, axându-se mai mult pe zona feței. Internauții și-au dat seama că Nicoleta încearcă să atragă atenția asupra buzelor, care par mărite. Deși fosta asistentă TV părea mândră de ceea ce expune în social media, cei care o urmăresc nu s-au arătat a fi prea încântați. Au, nu e ok ce ți-ai făcut. Par ciudată și cu retenție de apă. De ce o femeie frumoasă caută să se urâțească? Nu pot să înțeleg. Păcat că și tu ai făcut atâtea intervenții la față. Printre zecile de comentarii nefavorabile, internauții și-au adus însă aminte și de imaginea de femeie fatală a Nicoletei Luciu, de la debutul ei în televiziune. Se întâmpla la începutul anilor 2000. La vremea respectivă, Nicoleta Luciu era complet naturală, foarte feminină, cu un bust voluptos și fără intervenția bisturiului. Cu ținute elegante și apariții sexy care îi puneau formele în evidență, bruneta nebunea toți bărbații. A ieșit ulterior din viața publică și s-a axat numai pe familie. Iar dacă acest aspect i-a mulțumit pe fanii săi, se pare că la capitolul imagine mai are de lucrat, în opinia lor. I'm not your toy.